În București, arterele mari din centrul capitalei au fost curățate, însă pe străzile laterale șoferii au parte de senzații tari. Victor Lefter este în centrul orașului. Bună ziua, Victor! Cum se circulă acolo? Bun găsit, situația se înrăutățește de la un minut la altul. Ninge tot mai abundent, iar vântul este din ce în ce mai puternic și practic este viscolită întreaga zăpadă care ajunge pe asfalt aici la piața Universității, unde sunt protestatarii. Bulevardul a fost curățat destul de bine de utilajele de dezăpezire, dar asta nu înseamnă că greul a trecut, ba dimpotrivă. Nu este oră de vârf, nu este oră la care oamenii să plece de la serviciu către case și probabil că atunci vor începe din nou problemele, la fel cum s-a întâmplat și dimineață. Așa cum spuneai și tu, pe străzile adiacente, într-adevăr, ai parte de senzații tari la propriu, pentru că acolo există pelicule de gheață, pentru că acolo nu au putut intra utilajele de dezăpezire și autoritățile spuneau la acel comandament de iarnă că speră ca în curând să se poată intra și acolo. Le-au cerut oamenilor să își mute mașinile astfel încât utilajele să poată intra și să dezăpezească. Așadar, aveți mare grijă dacă plecați la drum cu mașina, aveți grijă pentru că pe jos se alunecă și e păcat să vă stricați o zi doar pentru că nu ați fost atent sau pentru că ați călcat prea tare pedala de accelerație. Mulțumesc, Victor! Sunt probleme